În urma ședinței biroului executiv al Partidului Social-Democrat Câmpul Lung, desfășurată la finalul săptămânii trecute, deputatul Simona Bucura Oprescu, secretar executiv al PSD Argeș și președinte al Comisiei pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, a fost desemnată președinte interimar al organizației. Colegii din biroul organizației municipale PSD Câmpul Lung au fost cei care mi-au adresat această provocare și până la organizarea adunării generale a PSD Câmpul Lung, alături de dâns și voi munci astfel încât să reușim să reconstruim organizația PSD Câmpul Lung, dar mai ales să recâștigăm încrederea câmpulungenilor. Simona Bucura Oprescu își dorește ca PSD Câmpul Lung să atingă câteva obiective. Este foarte clară ținta pe care ne-o propunem împreună, nu doar eu, aceea ca prin unitate, prin regenerare, prin muncă împreună să readucem încrederea câmpulungenilor și să aducem rezultate pentru PSD Câmpul Lung. În același timp, reprezentanții Partidului Social-Democrat așteaptă alături de ei cât mai mulți câmpulungeni. Le adresez tuturor câmpulungenilor invitația de a se alătura echipei noastre, de a veni alături de socialdemocrații din Câmpul Lung Mușcel, fiindcă socialdemocrația este soluția care aduce plus fiecărei localități. Îi invităm alături de noi și împreună să reușim să aducem schimbarea în bine de care Câmpul Lung Mușcel are atâta nevoie. Având în vedere conul de umbră în care a intrat PSD Câmpul Lung în ultima perioadă, o schimbare a conducerii era imperios necesară. Simona Bucura Oprescu va ocupa interimar această funcție în următoarele luni până la adunarea generală a PSD Câmpul Lung, care va alege conducerea legitimă a organizației.